De-aia vorbeam cu Mario acum, că de-aia și țin ochelarii la ochi. Că eu mă mai uit la el așa când vorbesc, dar să mă simt de parcă vorbesc cu prieteni aici, vorbesc cu voi, știi? Ați înțeles mesajul, vă pupă, Dadi, sunt eu la Hogarth Bars. Astăzi facem explicația versurilor la Tot ce fac e sfânt. Tot ce fac e sfânt. Dacă bine ați văzut-o aici acum două zile, clip fenomenal. Da, deja l-ați văzut. Dai scau versul. Nu e un. Așa se poartă, Mario. S-a mai venit cineva așa cu astea? Nu. Și e în original, chiar e în original. Uitați-vă aici, versurile. E ca un coșmar de fiecare dată când văd că apar. Sper să nu o facă iar. Asta cred că se potrivește și când eu vreau postare cu mine pe Hogarth Bars, nu, că acolo e jale, frate, băi. Și lumea de obicei se înspăimântă de treaba asta. Că vedeți, după cum bine vedeți, e între ghilimele pus aici, ca o chestie de-o spuneți voi. Glumesc, mă, glumesc. Pace și dragoste pentru toți ascultătorii, Hogarth Bars și mafia. E vorba de flow-ul ăsta, înțelegeți că când e ceva nou de obicei, lumea tinde să nu înțeleagă, știi? Nu ascultă cum trebuie, știi? Parcă au ceva în urechi uneori. Dar asta nu contează, asta nu contează. Nu vorbim de toată lumea aici, că știți bine. Ei bine, nu cred că ți-a ude nimenea dorința. Brr, pixul și foița s-a stricat pănița. S-a întâmplat din nou. Același flow care nu o să scăpați de el, o să vină niște bucăți periculoase. Pixul și foița s-a stricat penița. Adică cum s-a stricat penița? Eu am văzut penița ca o metaforă, știți că penița unde e? În capul la stilou. Prin peniță iese cuvântul când îl scrii. Prin ce mai iese de fapt cuvântul când îl spui? Prin gură. Practic s-a stricat penița, s-a stricat gura, adică stă în sus așa, știi? Da, e o dumă. Interesantă și da, e ca un coșmar de fiecare dată când vezi că apar, că lumea nu mai suportă să vadă buza asta. E așa în sus, de ce? Diviță parvie, suflă pe pădie. S-a stricat puțin penița, dar vezi că scrie. Eu Caterin, că mi s-a părut super tare. Jocul de cuvinte dintre vița de vie cu viță parvie. Știi, mă uit în viță, mă uit la parcă pare vie. Știi ce zic? No. Bine, era bine să fie și cineva acolo, să mă uit, m-am uitat în gol. Dar suflăm pe pădie, știți cum e pe pădia, sufli, tradus în engleză, puteți să-l traduceți voi ce înseamnă suflă. E chiar metaforă, cum zicea auzi, mai ții minte, Mario? Metaforă, peste capul tău am dat o vorbă mare. Nu-i vreo poezie, nici vreo parodie. Am așa mulți bani, pot să mă înscriu la parohie. La parohie este scrie 70.000 de euro. Ție? Am citit și eu un reportaj pe internet. Vine să te faci preot? Da. De unde puteți fi? E mafia, ar trebui să putem să zicem asta, nu putem să zicem. Poți să zic cum ne închide, deja am dat-o proști și ne face cheie după aceea, să știți. Mâine 3 S-clasuri în fața blocului, 100% mare. Asta este. Dar ce pula mea stăia cu foaia asta, mă? Băi, ca să știți, eu am adus foaia asta aici, numai că am scris așa, dar mă încurcă când vreau să vă explic versurile, că citesc de aici și eu le-am în cap, știi? Și... Nu-ți vreun preot, dar tot ce fac e sfânt, tot ce stă în gând. Bam, tot ce fac e sfânt, tot ce stă în gând. Adică, pe bune, dacă n-am numai gânduri bune în cap și mă gândesc numai la bine pentru aproapele meu, pentru familia mea, pentru toți care sunt aproape de mine și... Da, voi știți la ce mă refer prin chestia asta. Și de-aia zic că tot ce fac e sfânt, tot ce stă în gând. Că dacă ai gânduri bune, pe bune, sfințenie maxim. Aici, familia întâmplă, apropo. Familia înainte de toate. Tot ce zic se întâmplă, zic eu pe cuvânt și să mă atingă când... Tot ce zic se întâmplă, pe bune, că și cu tatuajul ăsta, că tot ai zis de explicația tatuajelor, mi-am cam prezis ultimele 3, 4, 5 luni în viață. Adică mi-am tatuat înainte să se întâmple anumite chestii. Poți să-l întrebi pe Dumi. El știe povestea și cum... Nu fiind. Și de-aia zic că tot ce zic se întâmplă, zic eu pe cuvânt și să mă atingă când... Cine să mă atingă când? Ăsta-i doar la ei în gând, dar... Da, tu mă vezi râzând eu, nu zâmbeam. Voi ce cuget am român-american. Astea sunt, cum să vă zic, adică asta e doar la în gând, da? Să mă atingă când, că o să mă atingă e doar la în gând. Și de-aia tu mă vezi râzând eu, nu zâmbeam. Că eu eram o persoană care zâmbea foarte mult înainte, foarte, foarte mult. Acum mai zâmbesc, știi, dar nu la fel de mult înainte, că nu mai poți. Pe bune, dacă nu, Mario, să înrăi lumea. 2023, vine 2024, sper să fie lumea mai bună, frate. Ați nebunit? Unii. Pe bun. Asta e și mesajul melodiei. Tu ce fac e sfânt, adică trebuie să-și revină unii dintre voi la realitate, frate. Zi focul din Balcan, ceva fenomenal, joc continental. Zi focul din Balcan, de ce? Că e foc, is fire in the booth, cum zic englezii, știi? Aia e misiunea aia, dacă ați văzut. Da, e focul din Balcan. Suntem în Balcan, ce fac eu e foc, focul din Balcan. Foarte simplu asta. E pericol colosal, ci tu bulburosea. Băgă-i două la măsea, să-l vezi cum dormea. Adică chiar e pericol pe bune, că se simte pericolul și unii
încă nu simt și de-aia zic, de ce tu bulboros, că e pericol colosal. Bagă-i două la măsea, să-l văz cu două mea. Asta, au, au! Iarăși, de ce mă pui să fac? Dacă l-ați fi văzut pe Mario în spatele camerei, făcea de-alea, cică. O, de așa. N-am putut, m-a întărâtat. Două la măsea, de Jack, de pahar. Citim un fraier, știm noi, cum alea bordea. Îți dai seama de o persoană uneori din gesturi, din vorbe, din mai multe chestii așa pe care le face, știi? Și da, zic că dacă este o persoană cu intenții proaste și nu e 100%, poți să-ți dai seama doar tăcând în gură uneori. Da. Antreprenor, sunt administrator. În același timp eu să le adă face spectacol. Da, sunt antreprenor, sunt administrator, adică antreprenor ce înseamnă contabilă. Blanco SRL. Da, să uză SRL, a trebuit să-mi fac și o firmă. Crească, te pup, zemne. Ce să vă zic, acestea fiind spuse, aceasta a fost explicația versurilor la tot ce fac e sfânt. E Daddy, e Hugat Barsa aici în casă. Subscribe, like, cum se face asta? Nu știu ce am făcut semnul ăsta. Asta trebuie să fac. I love you, pup, guys, și auzi, zici că am fost vlogger de la mine. We'll be right back.